Știți ce se întâmplă? E adevărat. Nu neagă nimeni asta. Este o bucurie foarte mare, extraordinară atunci când aduci pe lume un copil, da? Când vine primul copil într-un cuplu. Însă, viitorii părinți trebuie să știe că acest lucru vine și cu o mulțime de, hai să le spunem, provocări. Simona Herbă, psiholog de cuplu și de familie, ne va spune astăzi prin ce transformări trece relația de cuplu și, o, Doamne, trece prin destul de multe transformări. Simona, bine ai venit! Bine v-am găsit! Așa cum spuneam, vorbim despre transformările, da, prin care trece o relație de cuplu, momentul în care apare, hai să zic, primul copil, da, că la al doilea te mai înveți, acolo e impactul cel mai mare. Ia spuneți-mi și ce se întâmplă, de fapt, în relația de cuplu? Păi apare o provocare și o mare, mare schimbare, pentru care, așa cum ai spus și cred că e important să știm, deși ne imaginăm cum este să fii cu copii sau cu copil, nimic nu ne pregătește pentru asta. Asta și din experiență proprie, dar și din experiența mea cu clienții. Adică sunt provocări foarte multe. Noi uneori ne imaginăm copilul că o să fie cu minte, o să-l ducem, o să ne plimbăm, nu o să ne schimbi viața, dar de fapt ne schimbă viața mult, rutina noastră, profesia. Și necesită un efort foarte mare de adaptare pe un fond în care ambii părinți sunt foarte obosiți, cu resursele la minim, și pur și simplu și identitar ne se schimbă multe, pentru că dacă identitatea mea a fost una foarte puternic profesională până atunci, exact, copiii care vin poate mai târziu, nu vin la 20 de ani, și suntem atașați de identitatea asta, de profesie, trebuie să renunțăm, cel puțin în primele luni, aproape imposibil să nu fii doar mămică, mai ales pentru femei. Și cum te adaptezi? Și în general, chiar dacă adaptarea este către ceva bine, totuși necesită mult, mult efort. Proprie experiență, dacă îmi permiteți, perioada de după naștere este foarte dificilă, în special pentru mame. Și aș vrea să vă întreb care sunt schimbările sau care sunt transformările prin care trec femeile din punct de vedere emoțional după naștere. Foarte multe. Cum a făcut Simona. Da, pentru că asta mi-a adus aminte chiar și de propria experiență, uh-huh, pentru că noi toți suntem oameni, dar și toate clientele care vin și e așa ca o dihotomie, pare că dacă mi-am dorit să fiu mamă, ar trebui să fiu bine. Și la noi, puțin în cultura noastră, se și întărește acest lucru. Nu ai de ce să plângi, nu ai de ce să fii tristă, dar... Fii bărbată, Zoe. Fii bărbată, Zoe. Și asta nu ajută femeile cu schimbările acestea emoționale, pentru că sunt schimbări, în primul rând, hormonale. Exact. După hormonii de sarcină, care sunt toți de obicei de bine și arătăm bine și suntem fericiți și plini de speranță, se taie acei hormoni și apar acele, noi le numim baby blues, adică zilele albastre în care chiar toate femeile intră într-o perioadă, nu este de depresie, dar este de tristețe, în care... Na, apare multă responsabilitate, nu știu dacă o să te descurci, ești obosit, ești extenuat. Oboseala fizică face mare parte din toată această combinație, un combo greu. Lipsa somnului. Lipsa somnului este, noi știm, e o metodă de tortură și noi o avem ca proaspăt părinți, da? Și atunci și pentru femei este dificil, da, da. Pentru să spun că nu îi ajută pe bărbații de lângă ele să spună, stai liniștită, e de la hormoni. Adică nu cred că, pe bărbați cum îi afectează toată perioada asta intensă? Îi afectează și pe bărbați și acum cel puțin în timpurile noastre, eu zic, moderne și bune pe care le trăim, bărbații sunt mai implicați, ca poate acum, nu știu, în timpurile în care eu eram copil, în care era rolul ăsta de tată mai puțin activ, mai ales în prima parte, tată se ducea la servici, era vânător, mama, tata pleca să aducă bani, era vânător și să fie pe... Exact, exact. Sau dormea chiar să izola, dormea în altă cameră, aproape că nu știa ce se întâmplă cu bebelușul până la o vârstă, eu știu, de un an și ceva. Acum tații sunt mai implicați, da. Deci ei sunt obosiți. Au de-a face cu o mamă care are aceste schimbări de emoționale, mood swing-uri, nu le numim, când sunt încrezătoare, iubitoare față de copil, când după aceea îmi dau seama, wow, ce responsabilitate, dacă nu sunt o mamă bună. Și cred că orice mamă și-a pus această întrebare, sunt eu o mamă destul de bună? Deci tații sunt afectați și apoi nu mai au acces la mamă, în sensul nu la mamă, ci la parteneră. La soția, da? La soție, da? Și nici asta nu-i simplu, pentru că cel puțin atașamentul se formează uneori, nu în toate cazurile, un pic mai dificil între tată și copil, bărbații fiind un pic mai rațional și logici, au nevoie
să vorbească cu copilul. Da? Copilul încă nu vorbește, el e un... Da. E doar așa un ghem de emoții, de plâns și bucurie și atunci cu copilul poate uneori n-are o relație. Și e gelos? Era... Oare bărbatul? Nu, nu spune că e gelos, dar este o pierdere, nu? Sunt momente. Am simțit la un moment dat o gelozie, bine, stupidă. Nu, de asta zic că... ideea că nu mai am atenția mamei absolut deloc, e doar pentru copil și e de înțeles și e normal. Dar așa o mică trăimă de genul ăsta. Dacă ați deschis televizoarele puțin mai târziu, vorbim despre cum se schimbă viața de cuplu după apariția primului copil, că acolo e impactul mai puternic. Și Simona Herb, psiholog de cuplu și de familie, ne explică mai multe. Dacă tot am ajuns să punem întrebarea. Cum se schimbă efectiv viața de cuplu după ce apare copilul? Ce dispare cel mai mult este timpul pentru cuplu, pentru parteneri. Asta, nu? Și dispare, sigur, cum am zis, somnul, răbdare, etc. Dar disponibilitatea emoțională unul pentru celălalt. Și apoi timpul efectiv, pentru că, na, mai ales în primele luni, timpul este foarte, foarte limitat. Și te îndepărtezi, apare fiind amândoi, dacă amândoi se ocupă de copil, fiind amândoi destul de extenuați. Clar, cu oboseală, răbdarea scade, răbdarea de a-l auzi pe celălalt, răbdarea de a trece cu vederea sau a tolera anumite lucruri. Și acolo apar fricțiunile și e înfricoșător, nu? Un copil, un nou membru venit în casă, în familie, și deodată nici noi doi nu ne mai înțelegem și asta poate fi un moment înfricoșător. Wow, ce am făcut? Oare a fost bine că am dus copilul? Sunt multe cupluri care decid în momentul ăla, stai un pic că noi acum ne dăm seama că nu suntem buni unul pentru celălalt, hai să ne despărțim chiar cât e copilul mic, că am auzit de chestia asta. Sunt cupluri 99,9%. Și efectiv se despart cât e copilul meu. În primul an se despart? În primul an de când vine copilul, cred că se despart ei între ei. Vorbesc despre asta de foarte multe ori. Gata, da. Cum facem să nu ne îndepărtăm? Da. Divorț arată... Așa este. Statistica arată că în primii 3 ani sunt cele mai multe despărțiri. În primii 3 ani ai copilului. Asta ne arată cât de grea este perioada, de fapt. Nu pentru că ei nu sunt potriviți. Și ce ne dorim noi, cel puțin noi ca psihoterapeuți, eu ca psihoterapeut, îmi doresc ca să ceară ajutor la timp. Pentru că de obicei ce se întâmplă, dinamica de cuplu în momentul ăla, adică mai multe certuri, mai puțină toleranță, sentimentul de singurătate, de îndepărtare, la ambii parteneri, nu reprezintă faptul cu adevărat că ei nu se mai înțeleg și nu sunt potriviți, ci că sunt extenuați și că nu se mai pot conecta și că a venit un nou membru care uneori parcă stă între ei și ar fi bine să ceară ajutor în loc să ceară ajutor la avocat. Da, normal. Se zice că cel mai important ar fi cu siguranță să nu uiți de relația de cuplu, dar să-ți faci timp și pentru relația de cuplu, adică să ai măcar o dată pe săptămână să ieși cu partenerul tău la o întâlnire în oraș sau ceva de genul ăsta. Doar că atunci când ai un bebeluș, hai să fim serioși, abia ajungi să-ți faci un duș la 3 zile. Exact. Să te gândești că vrei să te aranjezi și să ieși. E un efort extrem de mare. Ei bine, dacă noi nu putem să facem asta, e important să tragem de noi totuși, să bifăm această căsuță că ieșim o dată pe săptămână sau, mă rog, avem această întâlnire cu partenerul nostru, dacă nu putem și nu simțim. Pentru că asta este un concept concret, foarte specific. Exact. Hai să facem asta. Da. Dar, de fapt, în spate, de ce ne dorim, de fapt, să facem asta, este că, într-adevăr, avem nevoie de mici insule. Nu mai este timp. E o insulă de timp de împreună. Și atunci fiecare cuplu negociază cum poate fi împreună în insula asta. Dacă aduce mai mult stres, asta este regula de bază. Ce aduce încă o picătură de stres, eliminăm. Pentru că deja stresul este foarte mare, ca și cum punem într-o cană în care e plină, mai punem ceva. Deci nu asta. Și atunci ei pot negocia ce îi ajută, că sunt alte lucruri pe care i-ar putea ajuta. Nu știu, o seară tata poate să culce copilul și mama are timp să facă un duș. Acum vorbim despre altceva. Asta e. Am ajuns într-o zonă foarte importantă, ca de fiecare dată. Toate drumurile duc aici. Cât de important este să comunicăm lucrurile pe care le simțim? Foarte, foarte important. De fapt, știu că deja a devenit un clișeu, nu? A devenit un clișeu, comunicarea, dar comunicarea într-un anumit fel, nu să ne dăm indicații, tu fă aia, nu e despre asta, e despre să putem să ne conectăm puțin emoțional. Ești extenuat, nu mai poți, îmi dau seama că te simți îndepărtat ca bărbat, dar eu nu pot să fac mai mult, dar te văd, dar acum... Nu mai am de unde. În teorie, sună foarte bine asta cu comunicarea, să comunicăm, auzim tot psihologii peste tot. În practică este foarte greu, pentru că ești efectiv epuizat,
fizic, epuizată fizica femeie, da, sunt, e un amalgam de stări prin care tu treci și ți-ai dori ca partenerul de care așa, să înțeleagă și să simtă chestiile astea, să nu aștepte de la tine să zicem, ne-am pus la masa rotundă, hai să vorbim. Păi el nu înțelege, că noi nu citim în minți. Când a participat la copil, a înțeles? Trebuie să spui, da, dar trebuie să spui cu cuvinte, ca să știu ce vrei. Sunt niște lucruri foarte, foarte fine pe care bărbatul le înțelege. Și cel mai important, în momentul în care, ba da, o să vezi cum o să fie în perioada, cel mai important este să nu ai așteptări prea mari de la soția ta sau de la partenera ta, pentru că momentul ăla nu mai este ce a fost înainte și este normal. Lasă-o și dă-i timp să-și revină. Poți să te vezi cu Lili într-o sesiune 1 la 1? Nu, că mi l-am rezolvat. Eu vă spun sincer că am vorbit despre asta. Dacă Silviu nu era 100% acolo să mă ajute, probabil că relația noastră ar fi fost la un pas extrem de mare. Doar că norocul meu a fost că Silviu a fost acolo și a știut. N-a trebuit să-i spun lucrurile pe care tu le aștepți să le spună. Poate le simte, poate nu le simte. Oricum e important să încercăm să comunicăm ca să ne conectăm cumva cu ce simte celălalt. Dar chiar și comunicarea asta are niște limite? Adică îi spunem acum tot ce ne trece prin minte sau aplicăm un fel de filtru? În principiu ar fi bine să spunem ce ne trece prin minte, pentru că locul ăsta în care doi parteneri pot vorbi și chiar despre lucruri neplăcute care parcă nu s-ar spune, dar pot vorbi și rămân împreună în conversația aia. Cum ar fi, iată, una din conversații pe care le-am avut de curând cu clienții mei, nu mă mai simt atras de tine. După mămicii. Da, se întâmplă, se întâmplă. Și un moment, și pare că logica bunului simț îți spune să nu spui asta. Dar dacă o spui într-un anumit fel, în sensul că vreau să fiu cu tine, vreau să fiu atras, dar acum, din cauza poate oboselii, eu știu, a certurilor... Scuze-mă un pic, Simona, că m-au luat nervi. Cum o să spui tu ca bărbat, când partenera ta a născut, ți-a adus pe lume un copil care ți aparține, dar cum o să te uiți la asta? Ai avut cazuri de astea să se ducă să-i spună, nu mă mai simt atras de tine? Păi da, dacă este ceva ce el simte și se comunică... Femeia abia a născut! Dar nu e ceva personal, că nu e ceva, nu judecă cu ceva. Pur și simplu, spune, asta e situația. E oribil, e oribil să auzi asta. Dar de ce te gândești? Dar de ce de fapt te duci tu ca bărbat cu gândul acolo când te mai simți atras? Dar taci din gură, așteaptă să treacă această perioadă. Ieși cu băieții la un meci, revino-ți un pic, bagă capul în frigider și după aia îți revii. Tu trebuie să femeia care a dat copii, care ți-a dat un copil, e un sanctuar pentru tine. E ciudat să spui asta ca bărbat partenerii, chiar dacă eu cred că asta? Eu cred că nu e ciudat, eu cred că este autentic. Dar la fel, pentru asta e nevoie să aibă o relație sigură, adică să spună, pentru că femeia observă, de exemplu, după câteva luni că ei nu mai au, nu știu, intimitate sau că, și atunci observi și faci în mintea ta tot felul de scenare și te eviți cu talent, sau poți vorbi despre asta și atunci să împreună să găsească, în ghilimele, mie nu-mi place cuvântul soluții, dar pot găsi soluții, uite ce ne-ar ajuta, ce nu e despre nu te mai plac pe tine, ci îmi dau seama că în contextul ăsta, în dinamica noastră din ultimele luni, nu mai există atracție. Da? Asta e altceva, că poți să discuți și să-i spui, simt că nu mai ești atras de mine. Da, asta e altceva, dar să se ducă să-i spună, nu mai sunt atras de tine. Poți să fac Șurubel, o concluzie? Poți să fac deci, din ce înțeleg eu, și eu sunt ăla care nu are, care n-a trecut prin chestia asta, dar eu mă pregătesc cumva pentru asta la un moment dat. Eu înțeleg că trebuie să pleci deja cu ideea că suntem o echipă și toate problemele pe care eu le simt în momentul ăsta față de tine sau tu le simți față de mine, noi să considerăm că le simte echipa noastră și uite, avem problema asta în care nu mai există atracție neapărat dintr-o parte sau poate și din partea ta spre mine. Echipa noastră trebuie să rezolve această problemă. Da. Cum facem? Cu o mică mențiune. Nu toate cuplurile sunt formate din oameni care trebuie să rămână împreună. Unii oameni nu se potrivesc și descoperă atunci când e mai greu că nu se potrivesc. Iar pentru acei oameni nu este o idee bună să rămână împreună. Nici măcar pentru copil. Deci depinde de cine ești. Stați un pic. Și Simona, noi acum am vorbit de primul, al doilea, al treilea an, da? După care, vă spun sigur, se reglează lucrurile, totul intră normal, e ok, nu vrei să-l mai omori, mai vrei nimic, este partenerul perfect, copilul crește, este chiar familia. Dar primii trei ani, într-adevăr, sunt o provocare pentru cuplu. Hai să recunoaștem. Un test suprem. Sunt o provocare, dar poate asta este mesajul. Cel puțin eu sunt terapeut de cuplu, terapeut centrat pe emoții de cuplu. Este că dacă suntem împreună și am plecat la
la drumul ăsta, să nu renunțăm atât de ușor. Exact. Există soluții, discuțiile, există psihoterapie, există tot felul de programe pe care le pot face să conecteze. Hai să așteptăm puțin, că tragem concluzie exact când e criza și asta nu e o concluzie tocmai bună. Ce frumos! Frumos! Mulțumim frumos, Simona! Așa e, mulțumim! Simt o atracție în secundă asta.